Protestele violente au luat amploare în centrul orașului Marsilia. 5 polițiști au fost arestați după ce ar fi ucis un bărbat care nici nu ar fi participat la proteste. Autoritățile au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Cei 5 ofițeri de poliție din Marsilia au fost reținuți pentru audieri după ce un tânăr de 27 de ani a murit în timpul revoltelor de la 1 iulie. Mohamed Bendris a intrat în stop cardiac, iar o examinare post-mortem a arătat că ar fi fost lovit de un proiectil al poliției de tip flashball, arată ancheta procurorilor. Din primele cercetări, el nu ar fi participat la protestele stradale. În urma acestui caz, autoritățile au deschis o anchetă cu privire la acuzațiile de cauzare a morții prin utilizarea sau amenințarea cu armă. Mai mulți ofițeri și civili au depus mărturie, potrivit unui comunicat al procurorilor. Revoltele din centrul orașului Marsilia au izbucnit la sfârșitul lunii iunie, după moartea tânărului Nahel Merzouk, în vârstă de 17 ani, la Paris. După nopțile de violențe urbane, peste 30 de investigații ale Inspectoratului General al Poliției Naționale din Franța au fost declanșate.